Bine, l-am găsit, continuăm în luna septembrie cu stupii, cu organizarea pre-toamnei. Ați mai găsit ceva tratamente miraculoase? Sau n-ați mai găsit? Ați mai pus botul la vrăjelile de pe YouTube la tratamentele periculoase? Care sunt ele? Care sunt tratamentele periculoase? Deci tratamentele periculoase sunt acelea pe care nu le cunoști. Astăzi să vorbim un pic despre lucrul acesta. În primul rând o să vedeți că se promovează de mari apicultori aia care nu încap în ecran, sunt foarte mari, se promovează niște tratamente miraculoase. Aceste tratamente miraculoase sunt ele de mai multe feluri. În primul rând sunt tratamente antivaroa. Că s-a descoperit, nu știu ce, așa miraculos a fost varostopul. Vă spun de varostop, așa miraculos a fost că l-au interzis de pe piață. Măi, mă amuză acest lucru. Deci a fost bun, dar l-au interzis de pe piață. Nu are licență de vânzare în România. Degeaba el e bun și atunci ce se întâmplă? Îl iei la negru. Cum se întâmplă frumos de vreo câțiva ani de zile, când au pus tratamentele aproximativ chimice, le-au băgat doar pe rețetă. Și atunci un om care are doi stupi de albine, nu poate îngriji doi stupi de albine, fiindcă așa s-a gândit statul ăsta că pentru doi stupi de albine trebuie să înregistrezi albinele la DSV. Trebuie să ai la NSVSA coduri de bare, nu știu, să știe ei că tu ai doi stupi de albine. Dar ce se întâmplă? Să zicem că eu sunt începător și am luat doi stupi de albine, i-am înregistrat, am cheltuit, am făcut și mi-au murit albinele. Mi-au murit albinele, crezi că mai am chef eu de ele? Deci au, într-un fel, au descurajat începătorii să nu se mai apuce de apicultură, de albinuțe, să nu ai tu acolo lângă casă mierea ta. În curând această problemă o să fie la fel de distractivă cu găinile, să zicem. Avem 10 găini în curte, dacă nu le înregistrezi câte ouă fac, câte găini ai, câte cotețe ai, te lași de ele, că nu-ți mai permis să crești găini, că nu mai ai voie să le dai nimic, n-ai voie să le tratezi, trebuie înscrise, mă rog, la nu știu ce instituție, așa și cu albinele. Consider că este făcută o nedreptate, o discriminare pentru acel apicultor, acel om care vrea și el să nu mai dea 50 de lei pe un borcan de miere, fiindcă sunt în această situație, eu m-am apucat de albinuțe, din cauza că apicultorul cerea un preț atât de exagerat pe miere, încât eu din salariul meu care l-aveam, 800 de lei, era salariul în 2013, în momentul în care mă apucasem eu de albinuțe, era frumos, un borcan de miere era 20 de lei la raft. Deci eu dacă consumam 4-5 borcane de miere în acel an, era dezastru, era dezastru. Cum să dau eu atâția bani pe miere? Și să știți că cei care au pe lângă casă un pic de grădină, e păcat să nu îți ține și el un stup 2. Fiindcă cu un stup 2 îți asiguri 10-15 kg de miere, care dacă ești un pic priceput și acum YouTube-ul e plin de deștepți, poți să găsești atâtea informații încât să le întreții acele albinuțe. Și dacă vezi că se lipește de tine, atunci poți foarte, foarte ușor să faci un hobby, să-ți placă albinele. Dar vedeți, toată lumea în această perioadă promovează în felul următor.
apicultura e praf, nu mai merită, mierea e ieftină. Mă, nu-i ieftină dacă o iei din grădină și o pui pe masă? Cum să fie ieftină? Ia să vedeți ce scumpă e, dacă trebuie să mergi și să o cumperi. Dar apicultorul cum să fie de acord cu treaba asta, da? De ce să se înmulțească oamenii care nu cumpără miere, ci își produc ei mierea? Nu mă refer la sute de chile, că această promovare de sute de chile e o prostie. Tu, ca începător, nu te gândești la așa ceva. Te gândești să ai pentru familie acolo un borcan de miere, un pic de propolis, un pic de polen. Dar, și acești câțiva care ar vrea să se uită, sunt descurajați din această cauză. Dar ce facem noi la acest lucru? Ramele cu miere, care e foarte mult, le dăm la o parte și ne axăm doar pe organizarea cuibului și aplicarea unui tratament. Bun. Încă ceva, dacă iei doi stupi, du-te și înscrie-i la primărie, să n-ai surprize, că așa e legea, deci te poate amenda ăștia că ții doi stupi de albină. Te duci la primărie, spui, domnule, am doi stupi, vreau să-i înscriu. Da, sigur, îi înscrii frumos, după care te duci, iei o chitanță de la medicul din zonă. Dacă îl găsești, sincer să fiu, atâta umbli după medicul veterinar de te zăpăcești pentru o chitanță ca să îți confirme de la primărie, cu hârtia de la primărie, să iei hârtia, să duci la veterinar, să iei că da, ai două albine, veterinarul îți spune acolo ștampilă, da, sunt sănătoase, sunt ok, adică el n-a văzut în viața lui albine. Deci e medic veterinar care n-a văzut în viața lui albine. E amuzantă treaba, îți spune o ștampilă, da, sunt sănătoase, tu te duci la DSVS, frumos, totul e în regulă și ți-ai făcut treaba. Bun, deci această colonie arată foarte bine, avem puiet larvar, totul este frumos. Bun, este a doua ramă de cuib, aceasta va fi rama acoperitoare. Celelalte rame vor fi de rezervă, așa, deci mai departe, perfect, ăsta arată frumos, îmi place cum arată la ora asta, aici avem ouă, e o colonie, matca s-a restrâns, e mai micuță, dar ea mai depune câte un ou. E bine. E o colonie de albine. Aici, în centrul țării, arată foarte, foarte bine pentru această perioadă. Avem puiet multișor. Aș putea să zic că e multișor puiet pentru această perioadă. Bun. 4 rame, deci una de acoperire, 3 cu puiet. Ramele cu acoperirea asta nu trebuie să fie încă pline cu miere, de aceea se poate organiza mai târziu, deci nu e nicio problemă în acest sens. Să vedem dacă cumva asta e ramă cu păstură. Da, este rama cu păstură, aceasta rămâne lângă puiet și probabil va rămâne în cuib pentru următoarea etapă de a intra în iernat. Și ultima, probabil o ramă mai goală, da. Bine, e cu păstură și aceasta. Deci, vedeți, această ramă este mai goală, eu las, dar nu o să rămână așa. Acum rămâne așa, în această perioadă, pentru a avea păstura lângă puiet
încă ceva, nu cred că proteina în această perioadă, deci iată, și aici avem păstură, e păstură aici, așa, nu cred că în această perioadă hrănirea cu proteină ajută mai mult decât proteina care o are ea. Deci dacă ai făcut hrănirea cu proteină în august, nu cred că mai este nevoie de un alt tip de hrănire în această perioadă. O să vedeți diferite maclavaisuri date albinelor. Nu știu. Am încercat și eu de toate, dar nu este o diferență foarte mare. Coloniile în mod normal iernează între 3 și 6 rame. Mai e câte o excepție care iernează, să zicem, pe 8. Am și eu probabil una, două astfel de colonii, dar standardul este acesta, între 3 și 6 rame. Consumul e bun, de trecut trece de iarnă. Asta în caz că sunt bine tratate de varoa. Bun. Aplicăm tratamentul și putem trece mai departe. Putem trece mai departe. Avem o colonie bunicică. În acest moment ea este încă nu-i pregătită pentru iarnă, dar în caz că se întâmplă și nu ajungi la o astfel de colonie, poate ierna și astfel cum este organizat. Singura problemă ar fi că nu are acea rezervă de miere pusă deocamdată în lateral. Deocamdată nu am făcut acest lucru. De ce? Fiindcă mai vin încă o dată la el anul acesta, de aceea l-am gândit astfel. Îl acoperim și bănuiesc că totul este în regulă. Să vedem câte minute are acest film. Nu fac filmele prea lungi. Nu facem filme prea lungi, oricum lumea se plictisește repede. Dar putem să mai filmăm unul, doar 12 minute. Așa, și să punem păturele. Să punem păturele și trecem la următorul stup. Acum văd și eu cum sunt ei, fiindcă se schimbă foarte mult situația. Nu mai e nici urmă de trântoră. Trântorii au picat, nu mai e nicio urmă de trântori. Uite că mai aveam niște pătruși aici. O să păstrez 2-3. E acoperit foarte bine, deci poate și ierna. Deci dacă ar fi, ne-am mai uitat la el doar în luna martie. Până în martie n-ar mai trebui să umblăm la el cu mâncarea și tot ce are. Venim cu fumul, cu uneltele, mergem la următorul stup. Mută de pe un stup pe altul să fie mai la îndemână. Toate aceste lucrări. Bun. Haideți să mergem la următorul. Așa. Aici am o găleată plină cu rămășițe de ceară. Da, o să vină rândul ei la topit. Să topim. Și chiar ești curios ce avem în acest tub. Ce mai e prin el. Deocamdată consider că e bine.
Deci ăsta are 2 sau e 1? A, e 1. E 1, doar că e plin cu rame. E plin cu rame. Dacă e plin cu rame, e plin cu rame. O să văd dacă am unde pune aceste rame goale. Să mai scot din rame. Mai este loc. Am găsit loc unde să pun 3 rame. Nu îmi trebuie mai mult. Așa. Ăsta e un pic mai măricel. Ramele mai goale îi le iau. Ce fain arată aceste rame care au fost date și goale. Au fost date la centrifugă în iulie. Acum le mut doar la un alt stup unde are un cat. Pentru a ne face loc ca să putem restrânge cuibul. Asta este important, să poți restrânge un pic cuibul. Le ducem de aici. Mai încape una, mai iau una. Bun. Foarte bune ramele pentru primăvară. Așa. Am aici deasupra cuibului un cap. Și Albina supraveghează acele rame. Acele rame sunt supravegheate și nu voi avea probleme cu molia, să spunem. Bun. Trebuie să avem tot timpul în vedere grija la furtișag. Se poate declanșa ușor, dar nu dacă nu umbli cu siropul și cu tâmpenile astea. N-ar trebui să se întâmple nimic. Așa, asta le dăm deoparte. Scoatem și tratamentele. Le vom reînnoi, doar că nu mai dăm 2, dăm doar una. Vorbesc la plural, parcă ar fi aici lângă mine, dar ăsta e obiceiul omului. Așa. Și să începem cu restrângerea cuibului, să vedem ce găsim. Deci ultima dată l-am lăsat full cu rame. Așa l-am gândit eu atunci, la începutul lunii august. Acum vedem și câtă mâncare are. Așa. Hop. Ia, propolis. Propolis plus miere. Da, Albina s-a restrâns, ea se restrânge pe cuibor, oricâte rame îi lași tu, și o să vedeți teatrul ăsta, deci oricâte rame îi lași tu, Albina se va restrânge doar pe cuib, își gestionează ea acel cuib, n-ai tu ce să-i faci. Avem aici ceva miere, așa, și mergem spre cuib. Cuibul, în mod normal, îl așează spre urdiniș. Spre urdiniș, asta în caz că e Albin în zonă, s-ar putea să nu mai fie. Depinde, știu eu ce s-a întâmplat într-o lună de zile, nu știu. Nu știu, așa că mergem și luăm ramă cu ramă. Clar, miere are. Deci, e surpriză aici, da? Cât de mult s-a putut restrânge Albina, deci s-ar putea să nu aibă nici matcă.
Chiar e curios tare. Chiar e curios tare care e treaba. Ba nu, are matcă. E în regulă, doar că s-a restrâns foarte mult. Aici este ultimul puiet. Bănuiesc că atâta va fi cuibul sau chiar mai mic. Ia să vedem. Cât de mult se poate restrânge o colonie de albini. Opa! Deci, dacă nu strângi, aici avem încă larvar. Arată bine, miere este. Deci, pe această ramă avem larvar. Așa, deci aici este imperios să-l strângi. Fiindcă acest puiet, dacă nu strângi, el se împrăște foarte tare. Știu eu, aici este o depopulare. Aici consider că a fost o infestare cu varoa foarte, foarte accentuat. Din ce văd eu cum arată acest puiet. Deci, așa arată, o infestare masivă cu varoa, chiar dacă stupul a fost plin cu albina, varoa l-a cam terminat. Ești curios dacă va ierna în două rame ăsta. Deci, cam asta este. Stup terminat de varoa. Bun, deci nici n-are rost să îl mai stresez. Atâta rămâne strâns în 5 rame. Dar mare lucru dacă rămâne în 2. Deci, din păcate, ăsta este un control al varoa deficitar. Datorită prostiei mele că am ascultat și am pus benzile deasupra, am luat țeapă, deci aveți grijă cu acele benzi. Uneori la unii funcționează, dar la alții nu. Bun. Ăsta e cu dici, stupul ăsta. Bun, să punem diafragmă. Încercăm, dar eu zic că s-a cam dus încercarea la el. S-a dus încercarea la el. Teoretic, dacă ăsta trece de iarnă, merită să te îmbeți. Deci merită să te îmbezi dacă ăsta trece de iarnă. Eu zic că nu. Bun. Îi punem și lui un tratament. Deci iată așa rămâi fără albinuțe. Ăsta e varoa, deci nu e niciun miraj, nu e otrăvit, nu e nimic. E doar varoa. Bun, îl acoperim. Mai vin în octombrie să vedem care e. Ei, da, nu știu dacă mai supraviețește ăsta. Mă, și asta e. Bun. Să-l acoperim un pic cu păturele. Și cum eu fi norocul?
Dacă nu, mai sunt și alții care nu sunt chiar așa afectați, dar care a fost afectat de varoa, îi bai cu el, e bai, bai. Bun, cam atâta, până la următorul film, numai bine!